Din Galateni, capitolul 5, versetul 22. Dar vreau să citesc primul verset din acest paragraf al faptelor firii pământești și a Duhului, și anume versetul 16, voi trece la versetul 22. Apostolul Pavel zice, zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Am avut primele patru lecții despre dragoste, bucurie, pace și am spus că cele nouă însușiri a roadei Duhului sunt împărțite în trei. Primele trei sunt însușiri ale caracterului divin privind starea noastră lăuntrică, care de fapt ar trebui să fie în orice împrejurare dragoste, bucurie, pace, care să se exprime și lumea trebuie să o vadă. Amin. Și Domnul să ne binecuvinteze. Apoi este a doua secțiune de câte trei, în care intră îndelungă răbdare, bunătatea și facerea de bine. Însușirea ale caracterului divin sunt a Duhului Sfânt în raport cu semenii noștri. Și în raport cu semenii noștri trebuie să avem îndelungă răbdare. Domnul să ne odeie. În raport cu semenii noștri trebuie să avem bunătate și facere de bine și Domnul să ne ajute la aceasta. Și a treia categorie din trei segmente, care este credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor, este segmentul în care sunt însușirile caracterului divin, spiritual, a Duhului Sfânt, privitor noi față de Dumnezeu. Adică față de Dumnezeu trebuie să fim, să avem o credincioșie statornică. Doamne, ajută-ne! Să fim blânzi, cum Domnul Iisus Hristos a fost blând și smerit, spune Scriptura. Doamne, ajută-ne! Și un alt aspect, înfrânarea poftelor și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Suntem deci la a doua secțiune privitor din roada Duhului Sfânt, în care trebuie să arătăm semenii noștri. Am vorbit despre îndelunga răbdare data trecută, atunci când a fost tema, pentru că ne ciocnim de oameni, de caractere, de vieți, de oameni de tot felul în lume, la lucru, între frați. Și atunci Apostolul Pavel nu spune ca să avem răbdare. Noi trebuie să avem îndelungă răbdare, că poate la un moment dat îți trece răbdarea aia. Și Apostolul Pavel spune, atunci când o roadă a Duhului Sfânt este în viața ta, ai îndelungă răbdare pentru semenul, în familie, în biserică, la lucru și așa mai departe. În aspectele vieții în care noi suntem și în circunstanțele care suntem, Dumnezeu să ne ajute să avem îndelungă răbdare. Doamne, ajută-ne! Este prima din cele trei și acum urmează a doua, care este numită bunătatea. O calitate spirituală, nu a noastră, nu am câștigat-o noi, nu ne-am născut cu ea și nu sunt însușiri pe care noi ni le dezvoltăm, noi lucrăm la ele, ci din contra este Duhul lui Dumnezeu care lucrează pentru lucrul acesta și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă ne lăsăm, dar, spune Apostolul Pavel, tocmai de aceea am și citit, umblați și cârmuiți de Duhul și Domnul să ne ajute la aceasta, atunci vom putea, sau va putea mai bine zis, roada Duhului Sfânt să facă rod în viața noastră. Și anume, bunătatea. Tot Apostolul Pavel ne spune în Coloseni, la capitolul 3, următoarele cuvinte. Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceste lucruri.
Apostolul Pavel pune lucrurile acestea pentru că ele sunt lucrurile care ne vor da putere. De aceea și îi spune când termină cele 9 însușiri divine ale roadei Duhului Sfânt, spune că împotriva acestor lucruri nu este lege. Se pune punct. Nu mai poți să mai contribui cu nimic pentru că este o desăvârșire în aceste lucruri a roadei Duhului Sfânt și Domnul să fie binecuvântat pentru aceasta. Astfel, dacă am avea aceste 3 însușiri în viețile noastre, ne-ar fi mult mai ușor să trăim cu semenii noștri, să avem pace cu noi înșine și pace cu Dumnezeu în toate cele 3 aspecte de care am vorbit înainte și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Este de aceea zic că și de aceea și Apostolul Pavel le pune pentru că ne ajută foarte mult. În primul rând ne ajută pe noi ca sentimente, ca oameni să avem blândețe, ne ajută pe noi să avem dragoste, ne ajută pe noi să avem bucurie și pace. Și apoi este ușor ca să ai îndelungă răbdare cu cei din jurul tău, să ai bunătate și să faci și bine. Când el îți face rău, tu să-i faci bine. Asta ne învață și asta rodește, dacă vrem, rodește roada Duhului în noi și Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. De aceea, în locul unei firi, în locul unei firi răzbunătoare sau unei firi neîndurătoare, neînduplecate, Dumnezeu a lăsat cu cale și Apostolul Pavel pune în Scriptură aceste trăsături ale caracterului său divin și spune, așa cum am citit în Coloseni 3:12, îmbrăcați-vă! Îmbrăcați-vă cu acestea! Și Doamne, ajută-ne! Spunea și fratele Ilie, spun și eu, am eu nevoie de ele și avem nevoie fiecare dintre noi și zic ca Dumnezeu să ne ajute să ne îmbrăcăm cu acestea ca să putem fi oameni deosebiți. Într-adevăr, să fim oameni deosebiți și Dumnezeu să ne ajute. Am vrea să vedem în Cuvântul lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, exemple de oameni al căror bunătate este de remarcat și de luat în exemplu. De aceea, la Genesa, capitolul 50, cu versetul 15 la 21, este vorba de Iosif. Tânărul acesta care a fost vândut de frații lui, a trecut printr-o perioadă destul de grea a vieții lui, dar totuși el a rămas statornic. Și haideți să vedem ce face el, cum se comportă el, pentru că în cele din urmă știm toată istoria și n-are rost să le mai comentăm acum, le cunoaștem foarte bine. Dar hai să vedem pe frații lui și să vedem și pe Iosif cum și în ce fel răspunde fraților lui la un moment dat. De aceea am zis că bunătatea este ceea ce influențează, a avut probabil una din roada Duhului Sfânt, nu îndelunga răbdare ca Dumnezeu să-l șlefuiască, ca să nu se răzbune pe frații lui. Și iată ce ne spune cuvântul Domnului și înțelegem această calitate pe care Dumnezeu a crescut-o în Iosif, Dumnezeu să o crească în noi. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot rău pe care l-am făcut, asta era întrebarea, dacă prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut, a început frământarea fraților lui. Au zis, mă, să nu cumva vorbim noi românii, să nu călcăm pe bec. Că putem să-l mâniem pe Iosif, să-și aducă aminte de toată istoria care au parcurs-o și vai de pielea noastră. Atunci ei s-au sfătuit dintre ei și în versetul 16 spune cuvântul Domnului că au trimis să-i spună lui Iosif în felul următor. Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif. O, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor că ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Atitudinea lui Iosif. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea.
Frații lui au venit și s-au aruncat ei însăși cu fața la pământ înaintea lui și au zis, suntem robii tăi. Unul din visele lui, Iosif, s-a împlinit. Și știu că vă aduceți aminte ce a visat Iosif, nu mai reamintesc, dar vedem în Scriptură că frații lui s-au aruncat înaintea lui și s-au închinat înaintea lui. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în număr mare. Fiți dar fără teamă, că eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și am îngăiat și am bărbătat inimile. Amin. Frumosul lucru în viața lui Iosif, care o suferi din cauza fraților lui, frumoasă comportare a lui Iosif față de frații lui, care putea să le facă orice. Le-a dat o aspră lecție atunci când au venit să iei hrană din Egipt, dar inima lui Iosif era alta, schimbată și transformată de Dumnezeu. Și în cele din urmă, în bunătatea pe care au avut-o și Dumnezeu a lucrat, Iosif și-a iertat frații lui, i-a îmbrățișat și a plâns atunci când a văzut că încă mai aveau temere, încă mai aveau frică a unei schimbări, pentru că știa că Iosif era puternic în Egipt. Era puternic în Egipt. Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Fraților, aceasta trebuie să fie și pentru noi învățătură, să ne iubim unii pe alții și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vrea să ne uităm de asemenea în 1 Samuel, capitolul 20, de la versetul 14 la 15, doi fii, unul de rege și unul de cioban, David și Ionatan. David, pe care Dumnezeu l-a ales să fie rege, să fie împărat, și Ionatan, care era, se supunea ca să fie următorul la tron după Saul. Tânărul acesta și prietenia dintre lui, între ei, între David și Ionatan, a fost foarte puternică. Tânărul acesta a înțeles niște lucruri, Ionatan. A înțeles că Dumnezeu schimbă lucrurile și a auzit ce vorbește. Parcă profetizează. După ce discute ei mai multe lucruri, David spune cuvântul în capitolul 20, începând cu versetul 1, înștiințează pe Ionatan și au o conversație. Haideți să vedem la versetul 14 în jos și îl spune în felul următor. Dacă voi mai trăi, spune Ionatan lui David, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului, și dacă voi muri, să nu-ți îndrepți niciodată bunătatea față de casa mea. Nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrășmașii lui David de pe fața pământului. Căci Ionatan a făcut legământ cu casa lui David, Domnul să se răzbune pe vrăjmașii lui David. Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Dacă vom mai trăi, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului, și dacă voi muri, să nu se îndepărtez niciodată bunătatea față de casa mea. Întrebarea este, s-a ținut David de cuvânt? A luat David în seamă aspectul acesta prietenului său, candidatul la tron, fiul lui Saul? Sau, bine mersi, dacă a scăpat David și a văzut de drum, a lichidat pe cei care trebuia să-i lichideze și astfel a scăpat. Ne uităm în 2 Samuel, capitolul 9. Și aici, în versetul 1 spune, vă citi din capitolul 9, versetul 1. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? David n-a uitat.
ceea ce a vorbit cu Ionatan. Chiar dacă atunci era fugar, chiar dacă atunci era amenințat, deși Ionatan a spus că tu o să fii împărat, deși Ionatan a prezis anumite lucruri, totuși viața lui David era în pericol. El n-avea gândul atunci, vai, voi ajunge, el era, dorea să scape de socrul său, dorea să scape cu viață. Asta era primordial lui David. Dar David nu a uitat. Și aici cuvântul Domnului spune, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? Și l-a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu a rămas aspectul acesta în viața lui imprimat în mintea lui David. Și i-a spus Ionatan să te comporți ca bunătatea lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta a rămas în viața lui David și a zis, vreau să mă comport așa cum i-am promis lui Ionatan, ca o bunătate pe care o are numai și numai Dumnezeu. Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan o loc de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Mahir, fiului Amiel, la Lodebar. Împăratul i-a trimis să-l ia din casa lui Mahir, fiul Amiel, din Lodebar, și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și l-a răspuns, iată robul tău. Împăratul David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Iată ce avea de gând să facă David. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. Este mai mare bunătate ca aceasta? Ca un împărat, unuia care era robul lui, sau putea să fie robul lui, vrăjmașul lui, tot ceea ce a avut Saul putea să-i le ia înapoi și când colo David îi le dă înapoi, îi restaurează pământurile, îi restaurează domeniile, îi restaurează calitatea de fiu al lui Ionatan și pe lângă aceasta, de fiecare dată stătea la masa împăratului, binecuvântat să fie Domnul. Gândiți-vă să facem comparația aceasta sau să mergem în lumina Scripturii și noi, dacă avem această calitate ca lui Dumnezeu și Dumnezeu într-o zi, pentru că El este bun, El este cel mai bun, slăvit să fie numele Domnului, vom fi cu El și vom sta cu El totdeauna la masa Lui, binecuvântat să fie Domnul. Este o calitate atât de frumoasă pe care David a avut-o, pe care ne-a arătat și sunt, bineînțeles, mult mai multe exemple. Vrem să ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu, lând Scriptura și apoi Dumnezeu de asemenea se adresează poporului, se adresează nouă, ca noi de asemenea trebuie să avem această calitate sau roadă a Duhului Sfânt. În Deuteronom, capitolul 28 cu 11, Domnul Dumnezeu îi spune poporului, Domnul te va copleși cu bunătăți, nu una, nici două, ci va fi mult mai multe. Înmulți rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău în țara pe care Domnul a jurat-o părinților tăi că ți-o va da, slăvit să fie numele Domnului. Dar toate acestea doar ca poporul lui Dumnezeu să-L urmeze, doar ca poporul lui Dumnezeu să caute voia Lui. De asemenea, într-o rugăciune a lui David, în Psalmul 17 cu 7, spune împăratul David, arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești pe potrivnicii lor prin dreapta ta. David a văzut sub ochii lui bunătatea lui Dumnezeu atunci când l-a izbăvit. Și a fost ușor să-i spună lui Mefiboset, nu? Să se comporte cu o bunătate ca lui Dumnezeu, pentru că el a înțeles bunătatea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să înțelegem bunătatea lui Dumnezeu, care se spunea, am avut-o anul trecut, au avut-o Dumnezeu față de noi, glorie Domnului. Și noi trebuie să răspundem cu bunătate semenilor noștri, dar și lui Dumnezeu care este bun și îndurător. Slăvit să fie numele Lui.
Apoi, în capitolul 21, versetul 7, de asemenea, David spune în felul următor. Căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine. Ce minunat e Domnul, slăvit să fie numele Domnului. În Psalmul 31 cu 19, de asemenea, David spune în felul următor. O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața oamenilor. Cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu? O vedem noi? Eu cred că o vedem și Domnul să fie binecuvântat și vrem să o vedem și în anul acesta. Și vrem să vedem în fiecare zi și știm că Dumnezeu o face, slăvit să fie numele Domnului. Și pentru aceasta, referitor la anul acesta sau la anii care se scurg, tot în psalmi, suntem în psalmul 65, cuvântul Domnului spune în felul următor. Încununez anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșug. Iată ce face Domnul în bunătatea Lui și Domnul să facă de plin și în viețile noastre, în poporul acesta și peste pământul acesta, pentru că numai Dumnezeu poate să-L binecuvinteze în bunătatea Lui și pașii Lui să reverse belșug, slăvit să fie numele Domnului. Și de asemenea, în psalmul sunt mult mai multe, am luat doar câteva aspecte ca să le vedem. Sunt mult mai multe atunci când se referă la bunătatea și la bunătatea lui Dumnezeu. În psalmul 100, la versetul 5, spune cuvântul Domnului în felul următor, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Spuneam că al treilea aspect al roadei Duhului Sfânt în cea de-a treia parte este credincioșia. Și vedem că Dumnezeu este credincios neamului din neam în neam. Și această credincioșie trebuie să se reflecteze și în viața noastră și Domnul să ne binecuvinteze pe lângă bunătatea lui Dumnezeu care ține din veac în veac, lăudat să fie numele Domnului. De asemenea, citim de multe ori și ne referim la plângerile lui Ieremia atunci când ne vorbește cuvântul Domnului și când ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și Ieremia spune în plângeri 3:22, dacă puteți să afișați, unde spune că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările lui nu sunt la capăt sau n-au capăt și Domnul să fie binecuvântat pentru aceasta. Și în Noul Testament, omul lui Dumnezeu, Pavel, ne vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu în Romani, în Cartea Romanilor, capitolul 2. Ne spune oamenilor, ne spune nouă și spune în felul următor, Romani, capitolul 2, versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Doamne, ajută-ne să ne pocăim, căci bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă, este mare și rabdă, are îndelungă răbdare, binecuvântat să fie numele Domnului. Și apoi, tot apostolul Pavel, tot în Cartea Romanilor, versetul 22 spune în felul următor. Și este ca un avertisment pentru noi, pentru că spune următoarele cuvinte. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altmiteri vei fi tăiat și tu. Doamne, ai milă! Deci trebuie să avem o statornicie în această bunătate. Și Dumnezeu să ne-o dea din plin, să o căutăm și să ne îmbrăcăm, spuneam la început,
să ne îmbrăcăm. Și Apostolul Pavel, de fapt, ne spunea în Coloseni, repet, 3:12, îmbrăcați-vă. Dumnezeu este bun, dar de asemenea are asprime Dumnezeu. Și bunătate, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Și Doamne ajută-ne și în decursul acestui an să fim plini de bunătate. Și acum trebuie să o avem și în viețile noastre. Un alt semnal și un alt avertisment, ca să spunem așa, în Vechiul Testament, referitor la ceea ce citit în Romani, capitolul 11, cu versetul 22, vreau să dau citire din Ieremia, capitolul 16, versetul 5. Profetul Ieremia îi spune, îi vorbește Domnul în felul următor, să nu intri în nicio casă de jale. Era profețit atunci și profeția despre urgii și robii. Și Dumnezeu îi vorbește în versetul 5, să nu intri în nicio casă de jale, să nu te plângi în ea și nici să nu te bocești cu ei, căci mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea mea, bunătatea și îndurarea. Mi-am luat de la poporul acesta pacea mea, zice Domnul, bunătatea și îndurarea mea. Nici nu vreau să mă gândesc cât de groaznic este să nu fie acestea peste un popor al lui Dumnezeu, peste o nație, peste biserica sa, peste casele noastre. Să-ți iei Dumnezeu pacea, să-ți iei bunătatea și îndurarea. Eu zic că ești un om pierdut, dezorientat. Să n-ai pace, să fii frământat, să nu mai fie bunătatea lui Dumnezeu, să nu mai fie nici îndurarea lui Dumnezeu, e groaznic. Este groaznic. Nici nu vrem să ne gândim și nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi când ne gândim că Dumnezeu atât de mult bine ne-a făcut. De aceea, iubită biserică, iubiți frați și surori, trebuie să ne uităm și la aspectele acestea, că poate fi într-atâta la mânia și atâta de încăpățânat, ca să zicem așa, a fost poporul acesta, l-a dus pe Dumnezeu la extremă, ca să spunem așa. Nu că Dumnezeu își iasă de minți. Dumnezeu nu își iasă de minți. Dar Dumnezeu ia atitudini pentru corectare, binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu nu se pierde cu firea cum suntem noi oamenii, nu. Dar Dumnezeu are altfel de lucru. Dacă vede că nu se poate altfel, Dumnezeu recurge și la alte lucruri și la alte metode. Slăvit să fie numele Domnului. Sper din toată inima, eu, dumneavoastră, să nu se spună ceea ce i s-a spus acestei case, acestui popor. Îmi iau înapoi pacea mea, bunătatea și îndurarea. De aceea zic din toată inima să slujim pe Domnul, să căutăm, să ne îmbrăcăm cu bunătate, să fim plini de dragoste pe Dumnezeu, să rămână lucrurile acestea ca Dumnezeu să ne păzească, binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu, într-adevăr, este bun, dar Dumnezeu poate schimba lucrurile, nu că vrea El, pentru că noi facem lucrurile acestea și Dumnezeu trebuie să întoarcă lucrurile ca să ne aducă din nou pe calea neprihănirii și Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Ce ni se cere nouă și ni se cere, Dumnezeu cere, pentru care calitățile acestea și vrea să le impregneze și în viețile noastre, această bunătate prin prorocul Osea. La capitolul 6, vorbind de Vechiul Testament, spune în felul următor, la capitolul 6, versetul 6, spunând poporului, spunând lui Efraim, spunând lui Iuda, căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arde de tot. Dar ei au călcat legământul ca orice om de rând și nu mi-au fost credincioși atunci, spunea Dumnezeu. Bunătate voiesc și cunoștință de Domnul și Domnul să ne ajute la aceasta. De asemenea, capitolul 3, versetul 5, tot din Osea, cartea lui Osea. După aceea copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui. Când? În vremurile din urmă.
Atunci va fi pentru ei trezire, atunci va fi pentru ei când vor vedea pe Domnul și bunătatea în vremurile din urmă. Domnul să fie slăvit! Ne ducem în cartea lui Zaharia la capitolul 7, capitolul 7, versetul 9. Așa a vorbit Domnul oștirilor, faceți cu adevărat dreptate și auziți și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta din toată inima. De asemenea, în Cartea Romanilor, Apostolul Pavel, la capitolul 15, cu 26, el spune în felul următor. Că cei din Macedonia și din Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru cei săraci dintre sfinții care sunt în Ierusalim. O bunătate care nu numai locală, ci este o bunătate care s-a manifestat și pentru alți frați care erau în alte localități. Și mulțumim Domnului căci cât privitor la noi am putut face și dacă Dumnezeu ne ajută să putem face, să avem o inimă deschisă și o bunătate față de cei care duc lipsă, așa cum am făcut împreună cu alți frați, cu alte biserici, pentru cei din România, ca Dumnezeu să îndure, ca și ei să poată să aibă cât de cât din ceea ce avem noi și Domnul să fie binecuvântat și Domnul să ne ajute să avem această bunătate și să rămână permanent în viața noastră. Slăvit să fie Domnul! 2 Corinteni, să deschidem cuvântul Domnului la capitolul 6, de la versetul 4 la 6. De asemenea, Apostolul Pavel spune în felul următor, ci în toate privințele arătăm că suntem vrednici slujitori al lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curățire, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt și printr-o dragoste neprefăcută. Aceste lucruri, dar să rămână și să fie și în viețile noastre și Domnul să ne ajute. De asemenea, Apostolul Pavel ne spune un lucru atât de important referitor la bunătate și spune în Efeseni, capitolul 5, versetul 9, în felul următor. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Deci dacă noi și ni se cere să fim lumină, pe roada acestei lumini stă în bunătate. Spune că trebuie să arătăm oamenilor că suntem sarea pământului, ni se cere de fapt lucrul acesta și să fim lumină. Și când e vorba de o roadă a luminii, o avem deschisă, ce ai, cum trebuie să fie o lumină? Uite că Apostolul Pavel ne spune cum trebuie să fie roada luminii pentru cei din jurul nostru și spune în felul următor, stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Trei aspecte ni le arată Apostolul Pavel. Să fim plini de bunătate în jurul nostru, pentru cei din jur. Să arătăm neprihănirea, sfințenia care trebuie să o aibă un creștin, un om al lui Dumnezeu și adevărul să locuiască în viața noastră și în felul nostru de viețuire. Oamenii au obiceiul, colegii, tot să mintă, să spună neadevărul, să spună adevăr ocolit, să spune altfel de adevăr, un limbaj diferit, ocolind adevărul pur. Noi trebuie să fim oamenii care să ținem adevărul pur și adevărat și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. Ca și de fapt și de dimineață, modelul după care noi ne ghidăm, deși am văzut exemplele acestea, toate aceste exemple și al lui Iosif și al lui David și alții din Scriptură pe care noi cunoaștem, sunt însușiri pe care Dumnezeu le-a avut și le are și dorește să le implementeze și în viețile noastre prin roada Duhului. Domnul să ne ajute la aceasta. Dar modelul pe care este desăvârșit este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. În Luca capitolul 10, de la versetul 33 la 37, referitor la o bunătate, un exemplu a bunătății este acest samaritean care a venit în locul unde era cel căzut.
Este arătată aici, frați și surori, această calitate atât de frumoasă, că un om să aibă, să fie milos, să fie atât de bun pentru cel care a căzut între tâlhari. Nu mers ca ceilalți să zică, nu las că așa trebuie. Cine te-a pus să vii pe drumul ăsta? N-ai știu cât ce te așteaptă? Sau cine știe ce fel și fel de gânduri putea să spună cel care trece? Sau mă grăbesc să nu mă prinde și pe mine? Această calitate acestui samaritean a fost cea mai frumoasă arătată și de aceea și a fost pusă în Scriptură, pentru că noi trebuie să fim aceia ca cel samaritean. Să ne oprim lângă cel bătut, lovit. Să ridicăm. Să legăm rănile. Să vedem de el. Asta înseamnă să ai bunătate. Și să ai bunătatea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu s-a oprit în bunătatea lui, în dreptul meu și al tău, că eram și eu. Noi eram pe același drum, frați și surori. De fapt, suntem noi. De fapt, noi suntem aceia care am căzut și cel care a venit să ne lege rănile, să ne iei pe asinul lui, să ne iei păcatele, mai bine zis, a fost Domnul Iisus, glorie lui. În bunătatea lui, în mila lui, el a mers până la moarte și moarte de cruce, slăvit să fie numele lui. Nu merita lucrul acesta, dar au venit că a înțeles că noi nu putem să înfăptuim, pentru că noi eram bătuți, goliți, dezgoliți de Dumnezeu, dezgoliți de slava lui Dumnezeu, dezgoliți de tot. Și în drumul acela al căderii noastre, Dumnezeu ne-a văzut starea și în bunătatea Lui, în dragostea Lui și în îndurarea Lui a venit la noi glorie Lui. În dreptatea Lui, nu a căzut dreptatea Lui asupra noastră care o merităm, dreptatea Lui a căzut asupra Fiului Său. Adică să iei păcatele, cineva trebuia să fie să le plătească și a luat-o Domnul Iisus, mărit să fie numele Domnului. O, cum ar trebui să răsplătim noi. Și noi trebuie să arătăm lucrul acesta, calitatea acestui samaritean și Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul Iisus în viața Lui pe pământ, cât a umblat, vă dau doar câteva exemple și apoi încheiem, a avut milă în bunătatea Lui, a avut milă de o văduvă care ducea pe unicul său fiu, Luca, capitolul 7, versetul 14, din cetatea Nain, s-a apropiat de această femeie, s-a apropiat de această raclă, a văzut starea acestei femei. Nu ne spune nimic despre bărbat, nu ne spune nimic ca despre soțul ei, nu ne spune că ar fi fost împreună. Vedeți, atunci când a fost moartea lui Lazar, spune despre cele două surori, dar în cazul acesta, nu ne spune că era bărbatul cu sora, spune din contră, spune că era văduvă și înțelege din cuvântul Dumnezeu că nu avea bărbat. Era singurul copil care a plecat, care a murit. Și Domnul Iisus Hristos a avut milă, slăvit să fie numele Domnului. S-a atins de raclă și a zis, tinerelule, scoală-te, spun. Și a avut milă în bunătatea Lui. Binecuvântat să fie Domnul. În Ioan, în capitolul 11, versetul 38, sau chiar de la început, este mai lung, este relatată învierea lui Lazar, mort de 4 zile. Am pus versetul 38 pentru că aici Domnul Iisus Hristos a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. La mormântul sau la peștera care era o piatră mare. Și tot acolo Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar. Pentru că este bun. Și a fost bun și rămâne bun, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea în bunătatea Lui a vindecat. A iertat păcatele multora. A mers în zilele de sabat și a vindecat. A eliberat de demoni. A dat hrană poporului. În Ioan capitolul 9, de la versetul 1 în jos, versetul 5 la 7, a vindecat pe un orb din naștere. Și oamenii nu le-au plăcut, dar bunătatea lui Dumnezeu a făcut ca omul acesta să vadă, binecuvântat să fie numele Domnului. Și cunoaștem din Sfânta Scriptură cât de bun este Dumnezeu. Cât de mult a făcut pentru noi. Deci, în concluzie, frați și surori, îmbrăcați-vă și să ne îmbrăcăm cu bunătate. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.